căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel, slăvit să fie Domnul. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 20, este cuvântul Bibliei din care în această zi vreau să citim și să învățăm câteva lucruri pe care cred că Domnul vrea să ne transmită fiecare dintre noi. Efeseni, capitolul 5, voi citi de la versetul 1 până la versetul 20 inclusiv. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jefă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt convincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinitor la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării sau neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lua seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și întreb eu, dacă ești plin de Duh și dacă un pahar e plin, mai poate fi și altceva peste? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a fi stat la masa Lui în această dimineață. Cuvântul care ne stă în față este un cuvânt practic, simplu de înțeles, cu foarte multe îndemnuri și aproape că se constituie într-o dificultate pentru predicator când sunt o suită de îndemnuri clar exprimate și stipulate în textul biblic. Pentru că numai dacă am încercat să luăm fiecare verset în parte, ar însemna fiecare verset în parte o predică în ea însăși. Însă, rolul unui predicator este să fie foarte atent și să observe că sunt îndemnuri care se repetă la nivel de înțeles și trebuie să fim acei predicatori atenți să putem așeza fiecare verset în compartimentul în care este locul. De aceea, aș vrea mai întâi să ne apropiem de textul acesta Bibliei pe care l-am citit, având o perspectivă de ansamblu asupra acestor 20 de versete din Biblie. Sunt 20 de versete pe care le-am citit și aproape 20 de îndemnuri pe care Dumnezeu le cere de la noi biserica sa. Le-a cerut de la biserica din Efes în secolul I și evident că al Domnului cuvântul s-a schimbat și în anul 2024 este același. Căci în Domnul
nu-i nici schimbare și nici umbră de mutare, slăvit să fie numele Lui în veci. Generațiile trec, împărățiile se clatină, noi venim și plecăm, suntem supuși legii entropiei. Atunci când am apărut în existența aceasta biologică, vorba unui gânditor român, când te-ai născut, e suficient de bătrân să poți muri. Pentru că ne naștem în buzunar cu o condamnare la moarte, și eu și dumneata. Însă există ceva ce în mod clar nu trece niciodată. Și pământul cu tot ce este pe el va trece. Dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne în veci. Pentru că al Domnului cuvânt este de fapt emanația ceea ce este Logosul, Iisus Hristos. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și din această suită de 20 de îndemnuri, de sfaturi practice pe care Sfântul Apostol Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, le adresează bisericii din Efes și nouă astăzi, vreau să observați o primă analiză de ansamblu. E ca și cum ne-am retrage din toate detaliile celor 20 de versete și am încercat să privim de sus, dintr-un unghi de ansamblu, textul. E ca și cum m-aș sui la balcon și aș încerca să am o perspectivă largă de ansamblu asupra Bisericii lui Dumnezeu. E, la fel facem și noi în această zi. Și dacă ne uităm din ansamblu asupra acestui pasaj lung, vom observa că sunt trei feluri de îndemnuri, trei feluri de porunci pe care Dumnezeu le adresează. Sunt îndemnuri în relație cu Stăpânul Dumnezeu. Sunt îndemnuri în relație cu semenii, oamenii de lângă noi. Și sunt îndemnuri sau porunci în relație cu sinele, cu mine însumi, cu dumneata însuți sau însăți. Așadar, sunt îndemnuri în relație cu Stăpânul Dumnezeu și doar cu titlul de exemplu, vreau să identificați împreună versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Cercetați ce este plăcut. Versetul 10. Cântați lui Dumnezeu. Aduceți mulțumiri sau mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Înțelegeți voia lui Dumnezeu. Luați seama, spune versetul 15. Toate aceste versete sunt versete care ne pun într-o relație cu Dumnezeu. În raport de Dumnezeu, noi avem de făcut niște lucruri. În raport de semenii noștri, e un alt fel de porunci. De exemplu, versetul 2. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Versetul 7. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Era vorba despre oamenii care s-au bătut de la învățătura lui Dumnezeu și de la practica creștină. Și sigur că mai sunt multe alte versete, doar am vrut să vă evidențiez. Sunt porunci în relație cu cei de lângă noi. Și evident, sunt îndemnuri biblice în relație cu sinele, cu persoana noastră. De exemplu, versetul 3. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi. Și la nivel de trup, la nivel personal, noi avem de îndeplinit porunci clare pe care trebuie, dragii mei, să le respectăm. Doamne, ajută-ne! Acum, după ce am observat că toate aceste porunci sunt în relație cu Dumnezeu, în relație cu semenii și în relație cu sinele nostru, cu trupul nostru, vreau, dragii mei, să evidențiez patru mari adevăruri pe care le transmite Sfântul Apostol Pavel în textul acesta. Mai întâi vi le prezint și apoi le vom lua pe rând, urmând ca ulterior să afișăm și PowerPoint-ul. Mai întâi, textul acesta vorbește despre identitatea sau portretul Bisericii lui Dumnezeu. În al doilea rând, textul acesta vorbește despre puterea Bisericii lui Dumnezeu. În al treilea rând, textul acesta vorbește despre principiile care trebuie să însuflețească Biserica lui Dumnezeu și, evident, în al patrulea rând, textul acesta vorbește despre pericolele care pasc Biserica lui Dumnezeu. Așadar, le vom lua pe fiecare dintre ele pe rând. Bun. Predica mea din această zi, ținând cont de aceste patru adevăruri pe care le-am prezentat, de fapt, au intenția să răspundă la această întrebare. Ce ar transmite Sfântul Apostol Pavel bisericii de azi? Pentru că el era întemnițat.
era privat de libertate și se frământa pentru biserica din Efes. Biserică care a crescut, care a înțeles învățătura Sfintei Scripturi, a acceptat credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, dar care acum se afla într-o mare dilemă. Care era dilema bisericii din Efes? Liderul spiritual, pastorul, omul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, care a fost unul din promotorii învățăturii pe care a dat-o și întemeitorii bisericii lui Dumnezeu, acum se afla în spatele gratilor. Sigur, nu dintr-un alt considerent, ci din simplu fapt că el a ales să slujească pe Dumnezeu. Și atunci, ca și acum, sunt oameni care pe fața pământului, pentru adevărul vestit și pentru credința în Domnul Iisus Hristos, plătesc prețul greu al privării de libertate sau chiar al martiriului. Și ce a fost? Spune înțeleptul Solomon, va mai fi. Așa că, dragii mei, oricând legile se pot schimba și oricând vom putea ajunge să fim restricționați în adevărurile pe care noi le predicăm. Deja, acest iz al restricționării libertății religioase se simte din ce în ce mai pregnant, nu numai în Occident, nu numai în Europa de vest, și ușor, ușor începe să pătrundă chiar și în România. De aceea, într-o vreme în care cei mai mulți oameni se îndepărtează de la adevărul Scripturii, într-o vreme în care foarte multe biserici nu se mai aseamănă cu modelul bisericii pe care Hristos l-a vrut din totdeauna pentru biserica sa, în această zi Dumnezeu ne pune în atenția noastră un model de biserică pe care îl dorește de la noi. Și ne uităm la Sfântul Apostol Pavel, care mânat de Duhul Sfânt a transmis un mesaj bisericii din Efes și și-a dorit cu tot din adinsul ca biserica din Efes să arate după modelul acesta. Și în această zi rolul nostru ca biserică este să ne cercetăm dacă noi suntem asemenea modelului bisericii din Efes, bisericii primare și bisericilor întemeiate de Apostolul Pavel și asupra cărora veghea Apostolul Pavel să rămână în învățătura lui Dumnezeu. Bisericile sunt din ce în ce mai diferite. Dacă te duci de pildă într-o biserică apuseană, vei observa anumite ritualuri religioase, un anumit fel de închinare și sigur că omul, poate nefamiliarizat atât de mult cu textul sacru, cu Biblia, își va pune întrebări. De ce e așa? Dacă te duci într-o biserică răsăritiană, vei observa că modul de închinare este diferit. Ritualurile religioase sunt diferite. Dacă te duci într-o biserică, de pildă, protestantă, neoprotestantă sau din mediul evanghelic, vei observa că și acolo închinarea este diferită. Și apare întrebarea, ce face diferență? Frații mei și surorile mele, biserica trebuie nu să fie un organism viu doar sau o instituție religioasă care să preia modelele lumii și nici măcar cultura, istoria, memoria în care ne-am născut ar trebui să fie acele repere care să ghideze forma bisericii. Și din potrivă, biserica trebuie să preia modelul Bibliei. Pentru că sunt biserici care au zis, noi suntem așa pentru că așa e cultura la noi. Noi suntem așa pentru că noi suntem istoric așa, de 500 de ani suntem așa. De 1000 de ani suntem așa. Ceea ce dă, dragii mei, validitate modului de constituire, de formare a bisericii, este Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, într-o biserică autentică, care se luptă să trăiască principiile lui Dumnezeu și să trăiască după modelul bisericii primare, trebuie să găsești învățători care să predice Evanghelia, trebuie să găsești evangheliști, trebuie să găsești cântăreți care laudă pe Domnul, trebuie să găsești proroci, oameni cu daruri spirituale, trebuie să găsești în biserica aceea organizare, discreție, bun simț, oameni cu frica lui Dumnezeu care se luptă să trăiască în adevăr. Orice biserică
care mai întâi de toate nu are la bază predicarea corectă, completă a cuvântului Dumnezeu, este o biserică care mai devreme sau mai târziu va merge în rătăcire. Biserica lui Dumnezeu este o biserică care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna va predica din cuvântul lui Dumnezeu, se va lupta să trăiască ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Bun, dar zice, în biserica aceea nu se acceptă nu știu ce instrumente. Am întâlnit biserici în care nu se acceptă deloc instrument. Și atunci, unii spun că e bine așa, alții spun că nu e bine așa. Ce dă validitate argumentului meu? Biblia. Și eu vă spun. Citiți în Biblie și veți găsi o grămadă de instrumente. Vă lăuda pe Domnul cu arpa, cu alăută, cu chimvalul, cu chitara. Și atunci eu mă întreb, când oamenii citesc Biblia, de ce nu împlinesc ce scrie în Biblie? De ce nu ești măcar onest intelectual cu tine să spui, mă, uite, Biblia spune așa și în practica bisericii mele este diferit. Prima caracteristică care ar trebui să evidențieze biserica lui Dumnezeu, care s-a întâlnit cu Dumnezeu, este sinceritatea, onestitatea. Să poți recunoaște ce merge bine și ce nu merge bine în biserică. De aceea, dragii mei, vorba lui Paul Washer, sunt oameni care caută biserica cea mai aproape de casa lor. Și spunea omul acesta lui Dumnezeu, nu căutați biserica cea mai aproape de casa voastră, căutați biserica cea mai aproape de Biblie. Pentru că biserica este, dacă vreți, vehiculul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a lăsat pe pământul ăsta să ne transporte până unde? Până la destinația anumită cerul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Și da, biserica este definitorie pentru creșterea, maturizarea și chiar stabilirea veșniciei noastre. Pentru că dacă eu am urcat în trenul nepotrivit, s-ar putea într-o zi să mă trezesc la ușă încuiat. Doamne, Doamne, deschide-ne! Niciodată nu v-am cunoscut, va spune Domnul. De aceea, eu va trebui să urc în trenul care trebuie și în biserica care trebuie. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Biserica nu e perfectă. Biserica e perfectibilă pentru că ea e compusă din oameni. Și dacă ai impresia că vei găsi o biserică perfectă, te rog nu te duci acolo, că atunci când te vei muta, o vei strica tu. Pentru că acolo unde apare omul, orice lucrare a omului este atinsă de imperfecțiune. Dar biserica este perfectibilă în lupta de a trăi după valorile și principiile lui Dumnezeu. Iar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute biserica aceasta să fie o biserică care să se asemene tot mai mult cu modelul bisericii primare. Doamne ajută-ne! Bun. Știți ce cred, dragii mei, că ar transmite Apostolul Pavel bisericilor de astăzi? În primul rând, nu știu de ce nu funcționează asta. Nu uitați de portretul sau identitatea pe care Dumnezeu v-a dat. Este primul adevăr pe care Sfântul Apostol Pavel l-ar transmite astăzi bisericii lor de pretutindeni și bisericii noastre. Pentru că în textul acesta, în primul rând, se evidențiază identitatea bisericii lui Dumnezeu. Și vreau să remarcați cel puțin două, dacă nu trei, metafore care vorbesc despre identitatea ceea ce este biserica lui Dumnezeu în textul acesta. Versetul 1, a doua parte. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Adică, ce spune aici Sfântul Apostol Pavel este că biserica are identitate de fiică, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Ce mare binecuvântare! Dumnezeu să ne fie adoptat pe noi în calitatea aceasta de fii și fiice ai Săi. Nu-i mare har. Deseori, nu-i așa că eram copii, copiii, în general, când sunt mici, trăiesc, figurativ vorbind, prin părinți și și-au validarea prin calitatea părinților. Și sunt apreciați sau mai puțin apreciați, sunt recunoscuți sau dimpotrivă stigmatizați în funcție de calitatea și valoarea pe care au părinții. Este așa sau nu este așa? Păi, de exemplu, când m-am dus în clasa întâi, știți care a fost prima întrebare pe care ne-au pus-o învățătorii? Ce e maică-ta? Ce e taică-tu? Și aceasta era prima întrebare, pentru că în funcție de ce erau părinții, cam încerca să privească și spre copil, cam așa o să fie și copilul. Nu e întotdeauna așa.
Deseori ori am întâlnit părinți care erau medici, care erau profesori, care erau avocați, oameni cu realizări. Și copiii lor au ajuns niște drogați și niște derbedei. Că nu întotdeauna faptul că părintele a reușit în viață este o garanție a faptului că și copilul va reuși în viață și este la fel și viceversa. Faptul că un părinte n-a reușit în viață și a trăit într-un mod reprobabil nu e garanția indubitabilă a faptul că și pruncul lui va fi la fel. S-ar putea copilul lui să arate cu totul diferit. Și sunt cazuri și în Biblie și în viața practică pe care poate că și dumneavoastră le cunoașteți, în care părinții au fost așa cum au fost, nicio treabă cu principiile lui Dumnezeu, și copiii au fost niște sfinți. Și oameni demn de urmat, un model de trăire și de comportament chiar și pentru părinții lor. Pentru că, dragii mei, până la urmă, deciziile ne aparțin și noi suntem, dacă vreți, decidenții propriilor vieți și alegeri pe care le facem pe pământul acesta. Prin urmare, uitați-vă că, de fapt, aici, Biblia arată, de fapt, prețuirea pe care ne-o arată nouă Dumnezeu prin faptul că ne dă statutul de a fi copiii lui Dumnezeu. Și biserica, ne spune Apostolul Pavel în această zi, să nu uite că ea are statutul sau identitatea de fiică sau fiu al lui Dumnezeu. Noi am fost făcuți fii și fiice al lui Dumnezeu printr-un proces care se numește adopția spirituală. O adunată, știți că sunt părinți care și-au abandonat copiii, fie că s-au născut cu diferite malformații, fie că au apărut copiii ca urmare a unor accidente nedorite și atunci au zis, nu vrem să ne asumăm copilul, și sunt mii de copii abandonați în centre de plasament prin orfelinate și câteodată niște oameni cu inimă binevoitoare se hotărăsc să adopte și procedura adopției în România este foarte complicată, cu foarte multă birocrație, dar slavă Domnului că sunt și astăzi părinți care adoptă copiii. Și imaginați-vă, dragii mei, și cunosc părinți care au adoptat copii și au făcut din ei niște eminenți, niște copii extraordinari, educați cu bun simț, cu respect, din toate punctele de vedere, oameni demni de apreciat. În momentul în care copilul acela a fost adoptat, el capătă calitatea nu doar de fiu, ci și de moștenitor. A tuturor bunurilor patrimoniale pe care le are părintele lui, care l-a adoptat, adică adoptatorul. Hristos ne-a adoptat pe noi, ne-a răscumpărat din felul păcătos de a fi, pe fiecare dintre noi, ne-a dat statutul de fi și fiice și ne-a dat și dreptul sau privilegiul de a fi moștenitori ai împărăției sale. Ce mare har! Slăvit să fie Domnul! De aceea ne va trebui să ne purtăm în viața aceasta cu această identitate de copiii lui Dumnezeu. În trafic sunt copilul lui Dumnezeu. La locul de muncă sunt copilul lui Dumnezeu. În familie sunt copilul lui Dumnezeu. La cumpărături sunt copilul lui Dumnezeu. Oriunde eu mă aflu, trebuie să-mi aduc aminte identitatea mea. Și spune Sfântul Apostol Pavel, nu uita de identitatea ta. Tu ești copilul de Dumnezeu. Mi-aduc aminte că Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai proeminenți împărați a Imperiului Grec, care n-a trăit decât vreo 32 de ani, dar a cucerit toată lumea care putea fi cucerită la momentul de atunci. Omul ăsta, se spune în istorie că într-o zi vizita unitatea militară și a găsit acolo un străjer, un soldat care ar fi trebuit să păzească de hoți, de oameni răi, de iscoade care veneau să inspecteze țara, imperiul, bunurile care erau acolo. Și l-a găsit pe front pe ăsta dormind. Și supărat împăratul Alexandru cel Mare se duce către el și îl strigă, hei, ce-i cu tine, de ce dormi? La care stai, pui mă, ce se trezește din somn ca după un coșmar ciudat? Și când îl vede, să trăiască împăratul Alexandru cel Mare. Nu zice, cum te numești tu? Alexandru. Cum? Alexandru. Cum adică Alexandru? Tu porți numele meu? Da, zici. Și dormi în tranșee în timp ce tu ca soldat trebuia să veghezi și să-ți aperi patria. Și zice, ai doar două posibilități. Fie schimb atitudinea, fie schimb numele. Că tu ai numele de Alexandru ca și al meu și mi-aduci dezonoare prin comportamentul tău. Eu vreau să vă spun în această zi că atunci când Dumnezeu ne-a înscris la oaste și ne-a făcut fii și fiice, ne spune în această zi, respectă-ți numele. Pentru că Domnul ne-a dat numele de copil de Dumnezeu și trebuie să trăim cu demnitate. O a doua metaforă sub aspectul identității Bisericii lui Hristos este lumina. Versetul cheie este versetul 8. Uitați-vă, odinioară erați întuneric. Nu zice doar că erați în întuneric, erați întuneric cu propriu zis.
Dar acum, zice, sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. O a doua reprezentare a Bisericii lui Dumnezeu sub aspectul identității sale sau portretul ei este biserica descrisă aici ca o lumină. Fiecare dintre noi ne bucurăm de lumină. De când eram mici copii, ni s-a inoculat cumva, poate chiar și instinctual, frica de întuneric. Copilul meu, de la seară, pe când eu stăteam și lucram la predică, voia să coboare în camera de jos să se joace cu niște jucării. Și era becul stins. Și zice, tati, vreau să mergi cu mine. Dar tu te pui, uile, singur, se frică. Și mi-e frică că e babau. E întuneric acolo. Și dacă a prins lumina, mă duc. I-am aprins lumina, s-a dus, fără niciun fel de frică. Frații mei, dar ce se întâmplă cu oamenii care trăiesc în întuneric și nu le mai e frică de întuneric? Și aici vorbesc despre întunericul moral. Când mint, când drăcuie, când înșală, când se droghează, când divorțează, când fac fapte de rușine și trăiesc într-un mod dincolo de care să aducă dezonoare lui Dumnezeu, oamenii ăștia sunt oameni care trăiesc în întuneric. Și eu mă întreb, de ce s-a pierdut acest instinct de frică de întuneric și ne complacem cu întunericul? Și mai mult vedem oameni care se laudă cu întunericul și se asumă întunericul fără nicio urmă de rușine. Că noi am fost chemați să fim fii ai luminii. Trăim astăzi o vreme în care biserica, din păcate, uneori, se lasă într-un fel de resemnare și complacere spirituală și mai degrabă e tentată să se plângă de întunericul în care se află. Nu zice, cât întuneric, lumea asta s-a stricat, câtă răutate, Domne! Eu vreau să vă spun că Biserica lui Hristos nu se va plânge de întunericul din ea și acolo unde este întuneric va aprinde o lumină. Și asta este menirea noastră. Nu să ne plângem în fiecare zi victimizându-ne la faptul că e prea mult întuneric moral, ci noi să aprindem o lumină. Și nu putem schimba lumea, dar te poți schimba pe dumneata, poți schimba familia unde ești, poți aprinde o lumină în casa ta și ascultă-mă, un bec, dacă te-a făcut Dumnezeu o lumină, ascultă-mă, oriunde eu iau becul ăsta, dacă vorbesc cu fratele Ovidiu Sabu, că nu-l zăresc, unde ești? La mama și copilul, Domnul să-l binecuvinteze, face treabă bună acolo. Dacă eu, de exemplu, aș urca pe scara asta și aș scoate becul ăla de acolo și m-aș duce și l-aș pune într-o discotecă, becul ăsta și acolo ar lumina. Deci nu contextul e definitoriu pentru misiunea cu care noi ne-am născut în lumea asta, ci mai degrabă o problemă de identitate. Și îmi doresc din toată inima, dacă Hristos ne-a făcut să fim lumini, să luminăm oriunde, nu doar la biserică, ci la locul de muncă. Și atunci când colegii te ceartă, și atunci când ești într-un context nepotrivit, te rog, nu te plânge de întunericul din viața ta, ci aprinde o lumină. Și mai există, evident, o a treia identitate, am omis-o eu pentru că era două noaptea când scriam PowerPoint-ul ăsta. Versetul 3, ultima parte, zice, așa cum se cuvine unor sfinți. Sfințenia este a treia identitate a copiilor lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Și textul, dacă vorbește despre portretul bisericii, în al doilea nu vorbește despre puterea bisericii. Și aici Apostol Pavel ar vrea să ne transmită al doilea adevăr. Nu uitați că biserica, pe lângă faptul că are o identitate, biserica are și o putere, o influență spirituală. Și uitați-vă care este puterea bisericii. Dumneavoastră ce ziceți? Care credeți că e puterea bisericii? Forma noastră de organizare foarte bine așezată și minuțioasă? Oameni care au terminat școli de canto și sunt profesioniști în muzică? Predicatorii care au școli înalte și doctorate? Puterea financiară a bisericii este de fapt puterea ei? Dar care e puterea Bisericii lui Dumnezeu? Păi ne uităm, dragii mei, ce spune versetul 18, a doua parte. Fiți plini de Duh. Adică, Apostolul Pavel ne aduce aminte de puterea Bisericii lui Dumnezeu și ne spune, nu uitați că biserica are o putere în numele căreia merge înainte. Și puterea în numele căreia merge înainte nu e puterea pastorului, nu e puterea comitetului, ci e puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt își are reședință aici pe pământ și Duhul Sfânt locuiește în aceste temple care sunt trupurile noastre. Și vorba Sfântului Pavel, în vasele de lut purtăm ce? Această comoară. Comoara pe care o purtăm în niște vase de lut. Trupul nostru e un vas de lut. E făcut din țărână, din pământ și într-o zi în pământ se va duce. Dar în lutul ăsta a pus Dumnezeu această comoară de mare preț. Puterea Duhului Său celui Sfânt. Vorba unui poet zicea, pământule gelos,
atât de puțin ai pus în noi și cât de grăbit ești să ții puținul înapoi. Pământul a pus puțin în noi, a pus pământ. Dar dincolo de pământul și lutul acesta, Hristos a așezat în noi o comoară. Comoara aceasta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și această putere trebuie să fie și să rămână puterea Bisericii lui Dumnezeu. Într-o lume în care ne uităm și observăm că sunt biserici care încep ușor, ușor să se laude cu puterea intelectuală a bisericii, puterea financiară a bisericii, puterea numărului de membri pe care îl are biserica, puterea bunei sale organizări, și eu nu vreau să spun că toate astea nu sunt importante. Dar ascultați-mă, esența Bisericii lui Dumnezeu trebuie să fie Duhul Sfânt în adunare. Când Duhul lui Dumnezeu nu mai este într-o adunare, biserica aceea, vorba înțeleptului Solomon în Proverbe, acolo unde nu mai este puterea Duhului Sfânt care să aducă revelații, înseamnă că este un popor care este asemenea unui cal fără frâu, spune Biblia. Și oamenii vin și își permit să trăiască oricum, în orice fel de păcate, în orice fel de trăiri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Dar când puterea Duhului Sfânt este în adunare, Duhul Sfânt aduce revelații. Și spune aici Apostolul Pavel bisericii din Efes, vă mai transmit ceva eu din temniță. Nu uitați să puneți la rang de cinste puterea Duhului Sfânt a Bisericii lui Dumnezeu. Căutați să fiți plini de Duh. Și în ultima vreme, știți care este ritmul multor biserici? Și știți care este tendința spre care se îndreaptă? Să sugrume lucrarea Duhului Sfânt din biserică. Să le elimine pe Duhul Sfânt din biserică. Ori vreau să vă spun în această zi că viitorul bisericii este tocmai puterea Duhului Sfânt care o ține. Și dacă biserica penticostală, în istoria ei de, în România, numai peste 100 de ani, a înaintat și a crescut într-un mod dincolo de care jurnaliștii s-au pus în mine și au spus cum de din toate religiile, singura care România a crescut este ea. Răspunsul este acest, puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm în urmă cu 100 de ani, vom observa că la bază au fost niște bătrâni care n-au avut nici conservatoare terminate și nici școli teologice de mare clasă, dar au avut puterea rugăciunii. Erau oameni care iubeau rugăciunea, erau oameni care poate nu știau predica și nu puteau lega subiectele foarte bine, dar predicau uneori poate mai din inimă. Și se luptau să trăiască în neprihănire. Și oamenii ăștia erau oameni simpli, dar peste care puterea lui Dumnezeu era. Tendința omului este când lucrarea merge bine, când numărul crește, când predicatorii sunt discusiți, când cântăreții devin profesioniști, e ușor, ușor să nu mai pună accent pe puterea Duhului Sfânt din adunare. De aceea, Apostolul Pavel în această zi, dacă ar fi la învonul acesta, ar spune, nu uitați, fiți plini de Duh și lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Avem noi o cântare, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și de fiecare dată să lăsăm libertate Duhului Sfânt, uneori dacă vrea să strice predicile noastre, să strice schițele noastre de predică. Nu înseamnă că eu nu trebuie să predic organizat, dar înseamnă că dacă simt că Duhul Sfânt are de făcut ceva special în biserică, eu să spun, lucrează tu Duhule Sfânt, vorbește tu Duhule Sfânt, fă-ți lucrarea tu Duhule Sfânt, că sunt aici să mă las sub călăuzirea Duhului tău celui Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze și să putem avea, dragii mei, această decență de a recunoaște că biserica fără de Duhul Sfânt este o simplă instituție umană unde se cântă un pic mai prost decât la filarmonica, unde se predică un pic mai prost poate decât la facultatea de drept unde se predă retorica, dar ceea ce face diferența între oricare altă instituție și biserica e că biserica are în ea însăși puterea lui Dumnezeu în adunare. Și deseori, știți că v-am povestit și nu pot uita niciodată, îmi stăruie în minte acum, măcar că nu aveam plănuit lucrul acesta. Aduc aminte, într-o seară de marți eram în biserică și Duhul Sfânt vine prin vasul de lucru și spune așa. Așa îți vorbește zie Domnul femeie. Zice, ai mers în lungul și în latul lumii să înșel poporul meu, spunând că tu ai o boală cumplită de cancer și ai cerut donații, colecte. Eu, Domnul, am hotărât să te dau pe față. Era bandajată femeia aceea, mersese în multe locuri, în multe orașe, în multe biserici, strângă colecte și ea, de fapt, nu era bolnavă de cancer. Avea o altă boală. Minciuna și lăcomia de bani. Și în momentul acela și-a dat bandajul de pe cap și a zis, nu pot să cred! Am fost în atâtea biserici și nimeni nu m-a dat pe față. Și auzi ce zicea? Aici e puterea lui Dumnezeu. Asta trebuie să știe oricine. Asta spune Apostolul Pavel. Când intră cel necredincios în biserică, tainele inimii lui sunt date pe față.
Nu de puține ori mi s-a întâmplat că atunci când diferiți frați au mers în diferite campanii de evangelizare, în slujire, să spună oamenii care au venit pentru prima dată în biserică, zice, dar tu ai vorbit ceva cu păstorul ăla? Și ăsta zice, cum să vorbești ceva cu păstorul ăla? Că ăla e tocmai de la 500 de kilometri, nu vezi că a venit grăbit, a intrat la amvon, a predicat? Și zice, cum că prin predica lui mi-a descoperit toată viața mea? Prin predica lui, zice, nu se putea trăia să... Exact, parcă ziceai că eram într-un fel de raze ale Duhului Sfânt și spune exact ce am făcut eu, cum trăiesc eu, ce fel de viață duc eu. Frații mei, nu era nimic altceva decât puterea Duhului Sfânt care călăuzește pe predicatori și prin cuvântul care se predică, descrie și vorbește despre trăirile, nevoile, întrebările, luptele pe care le au oamenii în adunare, în sufletul lor, în familie. Și Duhul Sfânt vine să-ți vorbească ca să se trezească, să te ridice. De aceea, slăviți să fie Dumnezeu pentru puterea sa. 3. Biserica lui Dumnezeu, pe lângă identitatea, pe lângă puterea ei, are niște principii. Și Apostolul Pavel ar vrea să transmită astăzi faptul că Biserica lui Dumnezeu este însuflețită de niște principii cheia, nu merge la întâmplare și are niște principii de care trebuie să țină cont. Primul principiu pe care îl descrie aici Apostolul Pavel este, dragii mei, principiul proclamării adevărului Dumnezeu în dragoste. Și vreau să citesc două versete. Mai întâi, versetul care spune, versetul 11, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă ce să faceți? Osândițele. Ce înseamnă osândițele? Condamnați-le, confruntați-le, înfruntați-le și proclamați adevărul spunând, asta este o erezie, asta e o învățătură străină de voia lui Dumnezeu. Prin urmare, primul principiu al Bisericii lui Dumnezeu este să proclame adevărul, să osândească lucrările rele, să penalizeze și să amendeze toate erorile și abaterile de la principiile Sfintei Scripturi. Pentru că zicea Apostolul Pavel, în fapte 20, se vor vâri între voi, lupi, răpitori, care vor vrea să sfâșie turma lui Hristos. Și vor fi învățători mincinoși, apostoli mincinoși, predicatori mincinoși, proroci mincinoși. Și ne va trebui, dragii mei, în calitate de slujitori al lui Dumnezeu, să fim atenți și de fiecare dată să proclamăm adevărul lui Dumnezeu, dar mereu în dragoste, după cum spune versetul 2. Trăiți în dragoste. Adevărul lui Dumnezeu trebuie proclamat în dragoste. Vreau să observați că pot fi două extreme. Una dintre extreme ar fi să fie adevăr, să fie dragoste fără de adevăr. Adică, dom'le, noi ne iubim, ne respectăm, ne înțelegem bine, o relație de armonie, dar când e vorba să spun adevărul că greșești, nu-ți mai spun. Și să știți că poate exista adevăr și să nu fie dragoste. Sau să fie dragoste fără de adevăr. De aceea, ascultați-mă, nu de dragul dragostei să sacrificăm adevărul. Și Dumnezeu să ne ajute ca adevărul pe care îl proclamăm să fie în dragoste. Zice, și ia seama la tine însuți ca nu cumva să fii ispitit și tu. Prin urmare, primul principiu pe care trebuie să-l îndeplinim ca biserică este să proclamăm adevărul lui Dumnezeu. În biserică, noi nu venim să ne menajăm. În biserică trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să predice adevărul și chiar dacă uneori va lovi în mine ca predicator și va lovi în frați și surori, rolul Duhului Sfânt prin cuvântul proclamat este nu să ne facă să ne simțim bine în adunare, ci să ne schimbe și să mai lovească cu ciocanul cuvântului în noi, de așa manieră încât să luăm forma chipului lui Iisus Hristos, să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Un alt principiu al Bisericii lui Hristos, pe lângă proclamarea adevărului în dragoste, este puritatea care trebuie să existe în biserică. Al doilea principiu, o integritate în gândire, în vorbire, în trăire. Uitați-vă că despre asta este vorba. De exemplu, curvia sau orice fel de necurăție se referă la integritatea trupească. Uitați-vă ce spune mai apoi versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, se referă la puritate sau integritate în vorbire, nici vorbe nechipzuite. Eu vreau să fac un pic de popas aici. Ce înseamnă cuvinte porcoase? Ce înseamnă vorbe nechipzuite? Ce înseamnă glume proaste? Vă dau doar câteva exemple. Bancurile la care stau oamenii și râd, timp în care bancurile astea
au notă rușinoasă, cu tentă denigratoare alteori. Să râdă de aproapele, să ridiculizeze. Și chiar glume proaste, că nu zice Biblia să nu faci glume, adică să fii un om jovial și bine dispus. Biblia spune să nu faci glume proaste, adică să le iei peste picior pe cel de lângă tine. Să faci glume care încalcă intimitatea familiei, relația cu partenerul de viață și să poți intra, dragii mei, în tot felul de astfel de bancuri și de glume care l-ar dezonora pe Dumnezeu. Când veți vedea un om care își permite să facă glume din astea, omul ăsta are mari carențe și mari probleme de caracter și mari probleme în pocăința lui, el trebuie să se pocăiască. De aceea, dragii mei, când un om sare calul și în momentele neoficiale își permite să facă glume care duc în zone care îl dezonorează pe Dumnezeu, omul ăsta are mari probleme de caracter. De aceea, uitați-vă că de la versetul 3 la versetul 4 există un fel de legătură, de simbioză. În momentul în care un om devine extrem de permisiv cu păcatele trupești, curvia, necurăția, știți ce se va întâmpla cu el? Și fiți atenți! Își va permite să facă glume după aceea. Versetul 4 este cuvinte porcoase, glume nepotrivite, nechipzuite. Deci, înseamnă că undeva există o legătură de cauzalitate. În momentul în care un om își permite să facă glume din ce în ce mai dezonorante, înseamnă că s-a șubrezit ce? Trăirea lui cu Dumnezeu. Privește ce nu trebuie. Trăiește cum nu trebuie. Își permite să-și înșele partenerul de viață. Și doar glumele acestea, care sunt cu tentă dezonorantă, nu au altceva ca mesaj subliminal decât să spună: mă dau singur de gol. De aceea, fugiți de oamenii care nu respectă acest al doilea principiu pe care trebuie să-l țină la rang de cinste Biserica lui Dumnezeu. Știți care este principiul acesta? Principiul integrității. Purității sexuale. Purității în vorbire. Purității în gândire și în trăire. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Într-o lume în care vreau să vă spun că lumea s-a stricat din ce în ce mai mult și parcă oriunde te duci, lumea este asaltată și asediat de tot felul de păcate ale imoralității, Dumnezeu ne cheamă, noi ca biserică, să nu uităm de acest principiu, integritate, puritate, Doamne ajută-ne. Și evident, un alt principiu cheie de care trebuie să ținem cont este părtășia în Domnul și unii cu alții. Deci, al treia principiu de care trebuie să țină cont biserica este părtășia, care trebuie să fie una onorabilă. Vreau să citesc versetul 19. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Părtășia. Că noi ne întâlnim la părtășie, al treilea principiu al Bisericii lui Dumnezeu este să fie această părtășie sfântă, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Vorbim între noi, dragii mei, cu psalm. Tu ce mai înțeles din Biblie? Ați observat că sunt oameni care atunci când stai de vorbă cu ei și intri în discuții din Biblie, intră în stand-by? Nu, dar tu ești penticostal, te lauzi că ești botezat cu Duhul Sfânt, cum îmi spunea zilele trecute cineva. Cum dacă sunt atâția botezați cu Duhul Sfânt? Nu se vede acea schimbare pe care trebuie să o facă Duhul Sfânt în viața omului. Și mă întreb și eu, ce s-a întâmplat pe parcurs? Înseamnă că cineva a stins focul și flacăra. Înseamnă că între timp alte iubiri s-au prins de noi. Și mă rog ca în această zi să ne întoarcem la adevărata iubire, iubirea de Dumnezeu. Că un om peste care este Duhul lui Dumnezeu vorbește despre una și despre alta și despre ale pământului. Dar la un moment dat vorbim din Biblie, Domne. Și eu uneori se întâmplă să stau de vorbă cu oameni din Scriptură. Mai întâi vorbesc despre viață, despre una, despre alta și e totul acolo, sus. Și discuția merge foarte bine. Și când dintr-o dată am început să vorbesc despre Dumnezeu și Biblie, nu mai am pe cine să iau cu mine la discuții. Ei m-au lăsat deoparte. Unde ai rămas? Nu, zice, mă gândeam, zice, la... Și zice, cum trebuie să fac să-mi iasă bine treaba asta? Bun, ați înțeles ideea. Nu rezonează, există un soi de incompatibilitate spirituală. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să avem o părtășie sfântă unii cu alții. Amin. Și când există această legătură și această căutare a maturizării spirituale și a slujirii lui Hristos într-un mod dezinteresat, necondiționat, până la capătul vieții noastre, va exista această legătură sfântă care nu trebuie niciun fel să fie forțată
sau creat artificial. Ea vine pentru că ceea ce ne unește pe noi amândoi este dragostea de Dumnezeu și aceleași căutări și valori spirituale. Dumnezeu, sufletul, Biblia, mântuirea noastră și a celor de lângă noi. Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, probabil că voi mai întârzia câteva minute. Îmi permiteți? Bun, voi a zis-o, deci fraților care vă grăbiți, eu sunt primul care ar trebui să mă grăbesc, pentru că am un program mega încărcat astăzi, n-am dormit decât pe la 3:30 dimineața și toată ziua va trebui să am foarte multe lucruri de făcut. Bun, dar ascultați-mă. Vreau să vă citesc din 1 Samuel, capitolul 21. Amintiți-vă că David, în vermășala luptei, Saul îl urmărește și ajunge în templu. La un moment dat zice, nu-i nicio sabie aici? Îi zice preotul. Îi zice, bă, dar e o sabie, de-i sabia lui? Sabia lui Goliat. Nu zice, nu-i alta mai bună ca aia. Și o ia. Și biserica, de dragul de a fi relevantă, poate uneori să altereze închinarea, dragii mei, și intru deja în pericolele bisericii, să altereze închinarea doar de dragul de a deveni relevantă. Zice, am văzut eu ca și acolo și merge bine și trebuie să fie și așa la noi. Și uneori putem, doar de dragul relevanței, să aducem în biserică niște lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu și îl îndepărtează pe Dumnezeu din biserică. Adică vrem să preluăm metodele lumii și să punem metodele lumii în biserică. Și parcă nimeni nu mai are ochi să înțeleagă și să vadă. Și exact așa a făcut și David, într-un act de inadvertență. S-a dus și a luat sabia lui Goliat. Goliat era filisteanul. Și când a întrebat unde e sabia lui Goliat, zice, este învelită într-un... Păi în templu acolo trebuie să stea, sub covor. Metodele lumii care intră în conflict cu principiile lui Dumnezeu trebuie puse sub preș, nu la lac de cinste ridicate în biserică. Și în momentul în care David a luat sabia lui Goliat, adică metodologia lumii și a filistenilor de lucru, uitați-vă ce s-a întâmplat. Știe cineva ce s-a întâmplat în versetul imediat următor? Pe în fața împăratului Achish, David a făcut pe... A făcut pe nebunul. Și a zis, bă, dar ce-i cu asta? Pentru că vom deveni o generație de oameni ridicoli când vom încerca de dragul de a prelua metodele lumii doar ca biserica să fie relevantă, să fie cât mai mult și cât mai atractivă și cât mai pe înțelesul tuturor, s-ar putea ca la un moment dat, dragii mei, să venim ridicoli pentru cei de lângă noi. Și vă dau câteva exemple. Sunt metode de organizare, de strategie care nu intră în conflict cu voia lui Dumnezeu și atunci ele trebuie preluate. Învățăm și de la fiind întunericului să preluăm anumite metode care nu intră în conflict cu voia lui Dumnezeu. Dar sunt și metode care intră în conflict cu voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă atrag atenție că trăim o vreme în care doar de dragul relevanței putem să preluăm metode lumești în biserică. Frații mei, nu vreau să par un desuiet, un rupt de realitate, un om care nu înțelege dinamica vremurilor, dar câteodată mă întreb când mă duc în unele biserici, dacă e biserică sau discotecă. Adică trebuie să existe totuși un minim de decență. Ce rost au luminile alea roșii, albastre, verzi și stinsele alea luminile prin biserică și cât mai stinse luminile alea și doar luminile pornite pe oamenii care cântă. Nu vi se pare că asta vrem să facem ca să punem lumini la reflectoare pe noi să dezvoltăm un cult al personalității? Nu vi se pare că ușor, ușor începem să intrăm într-un fel de trend al lumii și vine omul ăla de rând care n-a auzit de Dumnezeu, care n-a fost deconectat de la viața bisericii și se pare că e un haos și devenim niște ridicoli pentru ei, când de fapt ar trebui să fie lumina lui Hristos și ei să găsească mântuirea și să spună aici este Dumnezeu, să cadă cu fața la pământ, să spună ne întoarcem cu toții la Dumnezeu. Acesta trebuie să fie. Ba chiar am văzut și o spun cu durere în suflet, metode lumești în care de dragul de a-i primi pe unii oameni, începem, dragii mei, să facem tot felul de proiecte, nu judec nimic, fiecare face ce vrea, dar în această zi lăsăm Biblia să ne predice și să nu împrumutăm din metodele lumii. Domnule zice, vrem să atragem tineretul și ce facem? Luăm melodii din lume, le băgăm noi la seriile noastre de tineret, începem să cântăm melodii din lume și facem șuietă și vor veni și nepocăiții și pocăiții și cu toți și apoi le-am băgat noi melodiile lor. Bă, oameni buni, de ce trebuie să coborâm noi standardul atât de jos? Nu mai are Dumnezeu putere să transforme pe oameni? Duhul Sfânt nu mai poate umbla la inima oamenilor. Duhul Sfânt nu mai poate rupe legăturile, ba da, nici o altă putere nu-i ca puterea lui Dumnezeu.
Ori ceea ce ne trebuie nouă nu-i sabia lui Golia ridicată la rang de cinste, și puterea lui Dumnezeu în adunare. Și când cuvântul lui Dumnezeu este predicat și când Duhul Sfânt este în adunare, durile celui rău cad în leșin, omul păcătos se trezește și strigă: vreau și eu să fiu mântuit. Și striga, și strigau mulțimea când a predicat Petru. Au rămas, zice, străpunși în inimă. Această străpungere o poate face numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și au început să strige: fraților, ce să facem? Și așa trebuie să fie în biserica lui Dumnezeu. Aș mai putea să mai spun multe, dar e târziu. Asta e binecuvântarea voastră, că eram pornit să spun mai multe. Deci unul din pericolele bisericii, dragii mei, este să se altereze închinarea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să păstrăm închinarea sfântă. Da, înțeleg. Există o parte care ține de melodii de închinare, care trebuie să se ducă în punctul în care sufletul să se liniștească, să se roage lui Dumnezeu. Dar va trebui, dragii mei, să avem grijă să nu liberalizăm totul și să preluăm metodele lumii. Și închinarea noastră să fie una sfântă, duhovnicească, prin care oamenii să-L descopere pe Hristos. Doamne ajută! Un alt risc, spunea, este amăgirea, să cazi în înșelare. Și pentru asta biserica este chemată să cerceteze, să aibă un alt fel de discernământ, să rămână sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Un alt risc este amestecul cu lumea. De aceea zice: aveți grijă, nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Să ne amestecăm cu lumea, să fie biserica un fel de club de socializare, când ar trebui să fie locul unde cel păcătos vine și găsește pacea. Locul unde cel bolnav vine și găsește vindecarea. Locul unde cel legat de vicii vine și găsește eliberarea. Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm biserica în formatul acesta și după modelul lui Iisus Hristos. Și în final, observați, dragii mei, că un ultim pericol care poate paște biserica lui Dumnezeu este administrarea greșită a timpului. De aceea zice versetul 16: răscumpărați vremea. Pentru că da, există riscul să administrăm greșit timpul vieții noastre. Apostolul Pavel spune: de acum vremea s-a scurtat. Și noi va trebui, dragii mei, să știm, să prețuim și să gestionăm într-un mod înțelept timpul vieții noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Vreau acum, în încheiere, să observați împreună cu mine un fel de dinamică a vremurilor din urmă, care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos, și să vedeți un fel de progresie a unităților de timp pe care Hristos, descriindu-le, le reduce de la macro la micro. 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 29. Vă rog să afișați. Iată ce vreau să spun, fraților, de acum unitatea de timp este vremea. Vremea s-a scurtat. Rețineți intervalul de timp, vremea. Vremea înseamnă un anotimp. O vreme. Merge către următoarea unitate de timp. Fapte 2 cu 17. În zilele de pe urmă. Nu mai vorbim de pe vreme, despre vreme, vorbim despre zile. Iar în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 18, zice: este ceasul cel de pe urmă. Vreme, zile, oră. Și eu mă întreb acum, dacă ne vom uita în Matei, în capitolul 24, vom vedea că acolo sunt semne premergătoare venirii Domnului Iisus Hristos și semne finale. Se vorbește despre războaie, despre epidemii, despre cutremure. Toate astea au fost și sunt. Și cu când ne apropiem mai mult de întâlnirea cu Domnul Iisus, ele se vor înteți. Mai apoi, se vorbește despre un reper care este cel mai solid reper privire la vremurile escatologice. Uitați-vă la smochin. Când înfrunzește, să știți că vara este aproape și că Domnul este gata să vină. Și asta s-a întâmplat în 14 mai 1948. Dumneavoastră știți că din anul 70 până în anul 1948, în istoria de aproape 1900 de ani, Israel și-a pierdut identitatea. N-a mai avut popor. 1900 de ani! Ei au fost împânziți peste tot pe fața pământului. 1900 de ani! Și știți ce uimitor? Cu toate acestea, Israel nu și-a uitat limba! Israel nu și-a uitat valorile! Poporul lui Dumnezeu Israel nu și-a uitat, dragii mei, învățătura.
Și le-a păstrat și le-a ținut și le-a conservat ca pe cele mai importante valori pentru sufletul lor. Te duci la românul de astăzi, zice, s-a dus și el 2 săptămâni în Italia și zice, nu capii, și zice, bă, stai puțin că tu 2 săptămâni ai fost, ai stat 50 de ani aici. Bă, 2 săptămâni nu mai știe vorbi, mi piace, zice, bă, stai puțin că nu. Sau se duce prin America și vine și zice, whatever, nu știu, zice, cum ziceți voi la cuvântul ăla? Cum ziceți voi, că el nu mai e român? Mi se pare că e un fel de snobism din ăsta, dragii mei. Și uitați-vă la poporul ăsta care 2000 de ani n-a mai avut cultură, n-a mai avut limbă și a păstrat limba, cultura și valorile. Se poate naște o țară într-o singură zi? Întreba profetul. Răspunsul este da. Când s-a întâmplat asta? 14 mai 1948. Din momentul în care Israel s-a înființat ca stat până astăzi, înseamnă că ne aflăm în vremurile finale, când Dumnezeu se grăbește să-și cheme biserica acasă și noi trebuie să ne pregătim pentru ceasul întâlnirii cu Dumnezeu. Ascultam o conferință zilele astea cu oameni și imediat pregătim să cântăm cântarea. Bine, așezat stativul că vrem să cântăm o cântare cu toți și am plecat acasă imediat. Și frații mei erau analiști politici, sociologi seculari, teologi, care discutau tocmai despre problema vremurilor din urme și despre anticrist. Și am rămas uimit, oameni de știință, care vorbesc despre vremurile din urmă. Că dacă aș fi venit, eu aș fi spus, da, așa, păstori. Dar sunt oameni care înțeleg mișcarea vremurilor și înțeleg că trăim vremea din urmă. Dacă la finele cărții Noului Testament spunea, este ceasul cel de pe urmă. Acum, care să fie unitatea de timp? Minutul? Secunda? Nu știu exact. Cert este că atâta vreme când ne-a mai rămas, noi avem datoria să răscumpărăm vremea. Și dacă nu vine El, în curând vom merge noi acolo. De aceea datoria noastră este să ne pregătim. Avea 18 ani omul ăsta. A crescut în biserică. Păstorul aprecia și vedea în el un mare potențial. Un băiat de o educație extraordinară. Un potențial fantastic. În biserică. La 18 ani s-a săturat de predici, de Biblie, de Dumnezeu. S-a depărtat, a mers să ducă o viață imorală, discoteci, droguri, țigări. Și s-a întâlnit într-o zi cu pastorul, după luni de zile de eclipsă spirituală. Și îl întreba, pastor, ce-i cu tine? Te-am mai văzut la biserică? Ce s-a întâmplat cu tine? Și el trebuie să-i spună, m-am depărtat de Dumnezeu, am alunecat, m-am depărtat atât de tare, uite, fac asta, asta. Și auzi și îi spune păstorul, spune-mi când ai de gând să vii la Dumnezeu înapoi. Și auzi și îi spune omul ăsta, la 21 de ani. Pastore, am aproape 19 ani, zici. Mai stau 2 ani și mă întorc. În seara aceea, pastorul bisericii a fost sunat de către organul de poliție să vină să recunoască un cadavru. Era băiatul ăsta de 19 ani, care alături de alți prieteni au urcat bez la volan, au murit pe autostradă și spunea păstorul ăsta, Dumnezeu mi-a dat harul să mă întâlnesc cu el și l-am întrebat când vrei să te întorci la Dumnezeu. Și el mi-a zis, mai lasă-mă 2 ani. 2 ani s-ar putea să fie prea mult. O zi s-ar putea să fie definitorie. Să te despartă pentru întotdeauna de veșnicie. Nu e vorba de un an de chin și nici de 1000 de ani de iad, că s-ar sfârși. E vorba de veșnicia mea și de veșnicia ta. De aceea, este vremea când trebuie să răscumpărăm timpul și să luăm deciziile înțelepte pentru viața noastră. Vremea s-a scurtat, Dumnezeu se grăbește să închidă istoria, iar noi amândoi nu avem control asupra zilei de mâine. Dacă nu vine El la noi curând, curând va trebui să plecăm noi la El. Pentru aceasta, să ne ajute Dumnezeu să administrăm cu înțelepciune timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Vă invit să vă ridicați pe picioare.